De luni de zile se aștepta ca la Spitalul Județean să aibă loc concursul pentru ocuparea postului de manager. De fiecare dată însă se găseau motive pentru a se amâna. Ultimul motiv era acela că nu exista auditori externi. Prin urmare, autoritățile centrale au eliminat acest aspect și de acum se poate organiza concursul. Răspunsul care a venit, uite, aveți și răspunsul, o să vă dau și paragraful, o să-l citesc de fapt din adresă, ne spune în felul următor. În data de 25.03.2015, Plenul Camerei Deputaților a votat în calitate de Camere Decizională proiectul de lege pentru modificare, prin care practic se abrogă acest articol, în sensul că nu mai trebuie aduși auditori externi care să facă parte din Comisia de Examinare. Deci eu cred că este mai mult decât esențial să ne îndreptăm atenția către o politică administrativă locală competentă și eficient făcută și nu către răzbunări. Noi tot timpul am fost lângă dânsul, ați văzut, am aprobat bugetul, am pus tot timpul umărul, deși deseori și la multe conferințe de presă mi se adresau și mie și domnul președinte întrebări că referitoare la faptul că încercăm să construim o majoritate, care tot timpul am spus că această majoritate este una constructivă și una destructivă. În opinia vorbitorului, lucrurile ar trebui să fie clare pentru toată lumea. Domnul Mustățea îi ordona domnului Puiu Marinescu să asisteze organizarea concursului de management, fiindcă nu se îndeplineau prevederile articolului 179 din legea 95.